Dezvoltarea unui port de mărfuri în Giurgiu reprezintă unul dintre proiectele importante ale municipalității încă din mandatele trecute. Proiectul Portul Verde și de înaltă performanță Giurgiu, care se va realiza cu finanțare europeană privată, a fost astăzi prezentat în cadrul unei conferințe de presă organizată la Primăria Giurgiu. În acest context, se întocmește un studiu de fezabilitate care va fi implementat până în luna decembrie a acestui an. Firma austriacă Industrial Logistic România, înregistrată în Giurgiu împreună cu municipalitatea și administrația zonei libere Giurgiu, va reface cheiul și căile ferate și rutiere de acces. It is the chance to connect via the waterway the Netherlands to the Black Sea region and șansa de a pune legătură pe cale fluvială Olanda cu regiunea Mării Negre. And in the middle of this we have Austria, where we come from, with Linz. La mijlocul acestei distanțe se află Austria și Linzul, de unde provenim noi. So that we have a connection to East and West in the same quality. Astfel încât ne dorim să ia naștere o conexiune, o legătură și spre Est și spre Vest de aceeași calitate. Acest proiect este bazat pe integrarea celor mai eficiente și performante concepte de eficiență energetică și protecția mediului în domeniul infrastructurii trimodale, naval, rutier și feroviar. Prin acest lucru, practic, vom adăuga valoare serviciilor oferite de zona liberă, menținând zona liberă un jucător competitiv pe piața actuală. În competiție, practic, cu celelalte firme care oferă servicii de același gen. Aici mă refer la serviciile oferite la cheu. Proiectul vizează în perspectivă refacerea și modernizarea cheiului de descărcare, extinderea căii ferate pentru realizarea unei infrastructuri trimodale de transport, reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei portuare, dragarea canalului navigabil. Parlamentarii de Giurgiu, Nicolae Florian și Liliana Ciobanu, au fost prezenți la întâlnirea de astăzi și au asigurat partenerii proiectului de tot sprijinul în implementarea lui. Suntem alături de dumneavoastră, de municipalitate. We are together. We are supporting you and the municipality. Pentru atragere de fonduri în cadrul strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. In order to attract funds for the Danube strategy in this region. Și în special pe proiecte transfrontaliere. And especially in respect to cross-border projects. Pentru că este important, importantă crearea de noi locuri de muncă. Because it's very important to create new jobs. Și relansarea economiei în zona noastră. And to relaunch the economy in this area. Sunt convins că acest proiect o să atragă și alte proiecte cu privire la infrastructură. I'm convinced that this project will be an attractive point for further projects. Cu privire la, la infrastructura în municipiul județul Giurgiu. Clar, este un proiect de mare amvergură. It's a big project. M-am bucurat să aud din gura domnului Raducaro că Giurgiu ca și adresare prezintă interes. Implementarea acestui proiect va conduce la stimularea economică a orașului și implicit la crearea de locuri de muncă. Portul Giurgiu va deveni unul cu performanțe tehnologice asemănătoare cu cele ale portului de mărfuri din Linz, Austria, port considerat ca fiind cel mai performant de pe cursul canalului de transport pe apă Dunăre-Rin.